Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Elena Oprea. Bine ne revedem la miezul problemei. Apar din nou problemele în sistemul de sănătate. Nu că ar fi dispărut vreodată, ca să mă exprim așa. Numai că acum sunt din ce în ce mai vocale, pentru că, iată, am avut parte de câteva mișcări de protest din partea sindicatelor și a organizațiilor care țin de acest domeniu. Mă refer la Sanitas și la Asociația Copac. Este o problemă, pentru că se pare că sistemul de sănătate este din ce în ce mai bolnav. În fruntea Ministerului Sănătății se perindă foarte mulți miniștri, care mai de care, la nivel declarativ, dornici să reformeze sistemul și să schimbe ceva în acest sistem, numai că totul rămâne la nivel de vorbe. Vom vedea astăzi despre ce este vorba și ne vom referi, pe de o parte, la problemele salariale ale celor din acest sistem, cât și în mod particular la cei care suferă de talasemie și hemofilie. I-am invitat astăzi alături de noi pe domnul Radu Gănescu. Este președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România, pe scurt Asociația Copac. Domnule Gănescu, bine ați venit și vă mulțumesc pentru acest lucru. L-avem alături și pe domnul Marius Sepi, care este vicepreședintele Sindicatului Sanitas. Domnule Sepi, bine ați venit și dumneavoastră, mulțumesc. Mulțumesc. Și bineînțeles, domnul Mircea Coșa, profesor, doctor universitar. Bună seara, domnule Coșa, bună seara. Vreau să vă anunț înainte de orice că ne puteți transmite mesajele dumneavoastră pe pagina de Facebook Miezul Problemei. Domnule Coșa, ba vorbim de educație, ba vorbim de sănătate, ba vorbim de fiscalitate, ba vorbim de toate domeniile din țara asta, ale căror probleme par să nu mai a sfârșit. Dimpotrivă, nu numai că se înmulțesc, se adâncesc. Și este revoltător la un moment dat, pentru că fiecare așteptăm o schimbare, o schimbare care nu mai vine. Da. O așteptăm în zadar. Nu știu. Am încercat și emisiunea dumneavoastră este o dovadă, este în al doilea sezon acum, am încercat să discutăm problemele vitale ale societății, fără să politizăm, fără să ne atingem de ceea ce înseamnă lumea asta foarte vizibilă la televizor. Pentru că cetățeanul suferă de anumite, a spune eu, neajunsuri sau întârzieri în reformă sau chiar probleme importante din viața lui, pentru că politica a rămas undeva deasupra, așa ca un de lemnul în apă, fără să se intereseze ce este în profunzimea acestei societăți. Acum, istoria ultimilor 50 de ani, ca să nu zic mai mult, a arătat că națiunile care au avut succes, care s-au dezvoltat, care au asigurat populației o viață altfel decât au avut-o înainte de al doilea război mondial, au fost cele care au pus accentul pe așa numiții nervi vitale ai societății, educația și sănătatea. La noi se pare că e tocmai invers. Iar momentul cel mai dureros este momentul introducerii programului de reducere, ca să nu zic altfel, de reducerea veniturilor și a pensiilor ale guvernului domnului Boc, atunci când prin această lozincă de reducere a cheltuielilor publice și a birocrației a fost atinsă nu ceea ce este birocrația, ci partea cea mai importantă a sistemului public, care este sănătatea și învățământul. Azi nu discutăm despre învățământ, dar și acolo problemele sunt foarte, deși ar trebui, foarte mari. Pentru că avem o știre de acolo. Colegiul Psihologilor din România cere Ministerului Educației să anuleze examenul pentru ocuparea funcțiilor de director, pentru că Ministerul Educației nu avea dreptul să dea teste psihologice acestor candidați, pe scurt. Da, am văzut la un reportaj televizat că candidații erau întrebați ceva despre măgari, da, despre șosete și mănuși. Da. Asta cred că trebuie un control psihiatric, dar nu a candidaților și a celor care au făcut testul. Ca să nu mai lungim, pentru că invitații noștri sunt persoane care sunt nu numai bine informate, dar și foarte vizibili în societate prin pozițiile foarte radicale pe care le-au luat în avantajul populației. Deci discutăm iar o problemă foarte, foarte gravă, aceea a sănătății, care, din punctul meu de vedere,
ar trebui să fie tratată ca o prioritate națională. Există în România nu numai o lipsă de bază materială, spitale, medicamente, în sfârșit, există în România un fenomen foarte, foarte grav, nu sunt în domeniu, dar l-am citit și m-am înfiorat, și anume apariția unor boli pe care România se lăuda că le-a eradicat, unele de la sfârșitul secolului XIX, altele de la mijlocul secolului XX, altele de la începutul secolului XX. Deci, uite că ne aflăm într-o situație în care discutăm lucruri pe care alții în alte țări nu le mai discută, pentru că le-au rezolvat. E, noi discutăm și plângem în același timp, pentru că sunt agravări ale situației care arată că, în pofida dorinței cadrelor medicale de a face tot posibilul, în pofida unor exemple dureroase, am avut în ultimul timp niște exemple dureroase, o epidemie care nici azi nu știm despre ce a fost vorba, vă amintiți cu brânza și așa mai departe. Și cu copiii care au murit, că aici este marea problemă. Cu dezinfectantele, cu spitalul de arși, cu fel de fel de lucruri, măsurile care vin sunt, după părerea mea, nu le discut acum, o să le discutăm în timpul emisiunii, sunt de cum să vă spun eu, de o lipsă de profesionalism extraordinară, atât de mare această lipsă, că mă face să cred că de fapt este altceva. Este un interes care se urmărește, un interes material bănos, mare, puternic, pentru că industria medicamentelor e cea mai puternică industrie din lume, ea conduce lumea azi, nu petrolul, petrolul nu mai este, medicamentele și pe locul 2, armamentul. Bun, asta deci e. O introducere extrem de bine conturată ca să ne dea un start al discuției. Domnule Gănescu, am să încep discuția cu dumneavoastră pentru că mi se pare foarte grav ca bolnavii de talasemie și hemofilie să fie puși într-o asemenea situație. Pe scurt, ca să le explicăm telespectatorilor noștri, este vorba de faptul că în centrul, în Institutul Național de Hematologie, aveți un departament, ca să spunem așa, unde vi se acordă tratament celor bolnavi, unde se acordă tratament celor bolnavi de aceste boli pe care le-am menționat. Ieri ați protestat în fața Ministerului Sănătății pe motiv că minunata casă națională de asigurări de sănătate a decis ea de la sine putere cu girul Ministerului Sănătății că nu mai trebuie să prelungească acordarea acestui tratament după data de 23 octombrie. Se pare că ministerul i s-a făcut milă de dumneavoastră, da? Că sunteți persoane demne de milă, asta este, îmi pare rău să zic așa, și a prelungit acest termen până la 31 decembrie. De aici încolo vă rog, continuați. Da, am să încep primul rând să fac câteva clarificări în ceea ce înseamnă pacienții din cadrul Institutului Național de Hematologie Transfuzională București. Este vorba într-adevăr de o secție unde medicii hematologi tratează pacienți cu hemofilie și pacienți cu talasemie majoră de foarte mult timp, aproape 40 de ani. Această secție a fost înființată, niciodată din nefericire nu a fost și reglementată în organigrama Institutului ca să ofere servicii clinice către acești pacienți. Ce înseamnă reglementată în organigramă? Nu a fost modernizată, nu a avut aparatura necesară, nu a avut capacitatea necesară. Ce înseamnă nu a fost reglementată? Nu a fost reglementată în sensul că orice serviciu medical acordat de către medici către pacienți ar trebui să aibă cumva o autorizație a Ministerului Sănătății. În același timp, Institutul Național de Hematologie, fiind un centru științific, un centru de cercetare, nu avea în organigrama lui posibilitatea ca să existe această secție scrisă negru pe alb, să spun așa, și autorizată, pentru că el fiind sub administrația Ministerului Sănătății, ministerul ar fi trebuit printr-un ordin de ministru, cândva odată, să fie dat și să creioneze scriptic, să spunem așa, această secție ca să poată să funcționeze sub o formă legală. Bun, deci până acum ea a funcționat nelegal, să spunem așa? Nelegal, adică, spunem deci corect. Dumneavoastră ați beneficiat de tratament până acum, Doamne ajută că s-a întâmplat acest lucru, da, într-o formă nelegală. Corect. Nu. Pentru că să înțelegem bine, mă scuzați, nu vă spălați cu vă rog.
Adică nu a avut un buget propriu, în sensul ăsta, nu? Nu a avut o autonomie. Nu a avut o autonomie, el a funcționat sub aripa Institutului Național de Hematologie. Când putea și cum putea. Când putea, de fapt, a funcționat putând ca da, să facă chestia asta. Luând, fiind finanțată de institut. Fiind cumva finanțată propriul de buget. Institut, nu propriul ei buget. Ceea ce înseamnă că era subordonată unor bugete care nu o cuprindeau direct, care nu acorda importanța corect. Necesară. Absolut corect, absolut corect explicația. Oricum nu este normal. Nu, de-aia am vrut ca să punctez, ca da. Să înțeleagă telespectatorii noștri că, de fapt, era un serviciu printre altele. Nu era, statul român nu a înțeles că acest lucru este un obiectiv atât de important încât trebuie să îi se dea și o libertate bugetară și o autonomie funcțională și, până la urmă, capacitatea de a se organiza singură. Bun, trecem mai departe. Deci am înțeles o anomalie în toată această în problemă. Mai departe. Mai departe, în anul 2015, Corpul de Control al Ministerului Sănătății a constatat în luna decembrie că există această secție, că este cumva nereglementată oficial și prin raportul făcut de acest Corp de Control s-a decis că ori se reglementează oficial această secție de către Ministerul Sănătății, ori ceea ce se întâmplă acolo trebuie să se sisteze, pentru că este nenormal. În urma acestui raport a fost trimis și către Casa Națională și către Ministerul Sănătății. Casa Națională a luat atitudinea și zis că, într-adevăr, dacă este o situație ilegală, ei nu mai pot continua desfășurarea Programului Național de Hemofilie și Talasemie, adică nu mai pot acorda pacienților tratament până când Ministerul să finanțeze, până când Ministerul nu reglementează situația, fiind cel răspunzător și cel care face politicile de sănătate în România. Simt nevoia să vă întreb, de când trenează această situație? De foarte mult timp, cel puțin din 2005-2006, când legea sănătății a fost făcută, acest institut trebuia reorganizat. Deci din 2006 au trecut adică 10 ani, un deceniu și s-a trezit Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Nu s-a trezit. A fost trezită de un control, al cui? Al Ministerului Sănătății. Ministerul Sănătății. Ce scuze că dacă nu se făcea nu controlul, trebuie să făcea scuze, fără să fie domeniul meu. Din ce am înțeles și eu ieri dintr-o discuție la nivelul Ministerului Sănătății, această situație este de undeva de peste 40 de ani. Oh. Ideea este că niciodată n-a fost reglementată. Și cum intuia foarte bine domnul Coșa, din fericire, aș spune eu, anul trecut, acel corp de control, acolo se pare că a fost un om sau o echipă care nu a mai vrut să închidă ochii și a venit și a făcut o propunere foarte clară. Ori intrați în legalitate ca să vă putem finanța, ori dacă nu îl desfințați și asumați-vă rău. Aș vrea să-l sunăm și cum mai fost lăsat încă un an de zile să mai... Aș vrea să-l sunăm pe portătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății, domnul Valentin Popescu, pentru a interveni în această discuție. Pot să completez exact cum spunea și domnul Sepi. S-a constatat, s-a dat un termen legal de reglementare a acestei situații. Termenul n-a fost respectat întrucât și Ministerul Sănătății a avut multe în decembrie, s-a dat un termen de 31 decembrie 2015, s-a dat un termen de către Corpul de Control către Ministerul Sănătății să se reglementeze. Nu s-a reglementat între timp, Ministerul a avut schimbări de conducere. După acest lucru, nereglementându-se, s-a mai cerut de către Ministerul Sănătății un răgaz de timp până în data de 23 octombrie, tocmai pentru a se reglementa. Nici până acum nu s-a reglementat și de-aia am ajuns la situația de a fi... Să înțeleagă un pic și mai bine. Aseară, din păcate, sistemul sanitar românesc, apropo de cum s-a început această emisiune, în ultimii ani de zile s-au luat doar măsuri pompieristice, acolo unde a început să ardă. Peste tot, nu mai în sistemul sanitar. Dacă probabil s-ar fi întâmplat ceva grav cu 3, 4, 5 pacienți dintr-o dată, probabil că acel termen ar fi fost, cum să spune, ar fi fost dus la îndeplinire. Ideea este că au tergiversat-o, au apărut tot felul de alte lucruri. Și apropo de prima, de începutul emisiunei, încă o dată, ce scuze că mă repet, eu văd și o să încerc să dau un exemplu chiar din sistemul sanitar. Dom'le, când vine un pacient la medic, se identifică boala, cauzele și altele, să prescrie un tratament. De ce n-am putea aplica același lucru simplist și în sistemul sanitar? Dacă ai văzut că ai astăzi o problemă, de ce nu desemnezi un om cu responsabilitate să vină să spună, avem o problemă pe zona Programului Național de Talasemie, Hematologie, da? Haide să o rezolvăm. Nu. Toată lumea vine în ministerul, dacă intrați și o să vedeți, pe o parte sunt aceleași persoane de 30-40 de ani
care nu mai pleacă de acolo și au o mentalitate învechită, iar pe partea altă cine vine acum sunt oameni fără experiență care știu clar că au mandate limitate, vin, pleacă și noi din păcate rămânem cu aceleași probleme. Îl avem la telefon pe domnul Valentin Popescu, vă spuneam, purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății. Bună ziua, domnule Popescu. Bună ziua. Avem o situație din care se pare că nu se poate ieși. Deci din 2006, acest departament care are menirea de a trata bolnavii de talasemie și hemofilie funcționează în ilegalitate. Anul trecut, în urma unui control al Ministerului Sănătății, s-a constatat această ilegalitate. S-a dat un termen de răgaz de aproape un an, să spunem, da? Nu mai intru în toate amănuntele, că timpul este prețios. Iar acum s-a ajuns la situația în care să se mai dea de pe 23 octombrie, când Casa a decis că face o ilegalitate și că nu mai poate să continue acest tratament. Ministerul Sănătății a prelungit termenul până la 31 decembrie. Atenție, timp în care, citez, se va creiona o hotărâre de guvern. Mi se pare total nepotrivită această exprimare. Ce se întâmplă, domnule Popescu? Hotărârea de guvern este deja făcută. Ea este acum pe circuit pentru aprobare, iar până la 31 decembrie vă putem garanta că ea va fi aprobată. Noi am luat dat termenul de 31 decembrie pentru ca acești pacienți să fie siguri că beneficiază de tratament. Bun. Este minunat că ați luat această decizie. Mai am o întrebare, domnule Popescu. În acest răstimp de 3 luni, domnule Popescu, mă auziți? Da, da, vă aud. Bun. În acest răstimp de 3 luni, în care se presupune că va fi adoptată hotărârea de guvern, aprobată, da? Da. Ar trebui ca acest departament să fie organizat, modernizat la o capacitate pentru a putea oferi tratament celor, dacă am înțeles bine, aproximativ 60.000 de bolnavi. Nu, 300 de bolnavi. 300. Ok. 300. Care fac tratamentul la Institutul de Hematologie. Corect. Bun. Va fi pus în regulă, adică domnul Gănescu se va putea duce să le spună oamenilor: oameni buni, de la 1 ianuarie nu vom mai avea nicio problemă? Evident, dar lucrul ăsta noi l-am transmis domnului Gănescu încă de acum o săptămână, că pacienții nu vor rămâne în stradă, și l-am rugat pe domnul Gănescu să transmită pacienților pe care îi reprezintă și să nu mai vină să protesteze în fața Ministerului Sănătății. Probabil că a fost o problemă de comunicare la un moment dat, dar noi garantăm pacienților, acestor pacienți care vin la Institutul de Hematologie, că nu vor fi scoși în stradă și că vor putea face tratamentul în condiții bune. Acel spațiu de care ziceați, el există deja în Institutul de Hematologie, numai că va trece sub o altă administrare pentru ca totul să se desfășoare conform legii și să fie în o secție exterioară a unui spital bucureștean. Bun. Pacienții își vor continua tratamentul acolo unde s-au obișnuit de foarte mulți ani. Din punct de vedere financiar, de cine va depinde acest departament, domnule Popescu? El, programul de hematologie, programul de hemofilie și talasemie este finanțat de Casa de Asigurări de Sănătate și așa va fi finanțat și în continuare. Nu vor fi probleme cu fondurile. Bine. Aveți vreo întrebare, domnule Gănescu, pentru domnul Valentin Popescu? Nu. Vă mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră, domnule Popescu. La revedere. Mai avem 40 de secunde. Pe scurt, o declarație, o concluzie a ceea ce a spus domnul Valentin Popescu. Foarte corect ce a spus domnul purtător de cuvânt. Într-adevăr, s-a prelungit în ideea în care se va creiona această hotărâre de guvern. Noi sperăm că se va întâmpla și acest lucru, pentru că nu vrem după data de 31 decembrie, după Revelion, să fim unde am fost și ieri. Din nefericire, nesiguranța și faptul că toate lucrurile astea au tergiversat de zeci de ani, așa cum s-a spus și mai devreme, ne-a dus să fim în poziția de a ieși în stradă, pentru că lucruri spuse, lucruri promise și lucruri nefăcute am mai întâmpinat până în ziua de astăzi. Bun. De-aia vrem ca să
se decide odată și să fie ceva concret. Ne oprim, doamnelor și domnilor, pentru câteva minute de publicitate. Revenim imediat. Am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Gănescu, vreau să vă mai întreb, repet, deși pare cinic, îmi cer mii de scuze. Ce riscă un bolnav de talasemie sau de hemofilie dacă nu îi se, dacă nu este supus tratamentului și dacă nu-l face la timp? Pentru, cel puțin pentru pacienții de talasemie majoră, orice întrerupere de tratament ar duce la complicații, complicații care, bineînțeles, nu sunt în favoarea sănătății. Pot apare complicații de diabet, complicații cardiologice sau alte lucruri pe organe, pentru că vorbim de o depunere de fier în organe. Și atunci duce la internare, spitalizare, cheltuieli extra făcute de către statul român și, Doamne ferește, în cazul unora mai serioase și la deces. La hemofilie e acest lucru, poate chiar mai grav decât la noi, pentru că orice pacient cu hemofilie are nevoie să-și facă factor 8, are nevoie să are o problemă de coagulare și nu se poate ști ce se întâmplă mâine. O simplă înțepătură, o lovitură sau orice altceva îi poate provoca de la răni sau complicații multiple până la deces. Aceasta explicația este explicația, doamnelor și domnilor, pentru care am optat să dezbatem acest subiect în emisiunea Miezul Problemei, pentru că nu este o problemă minoră și am primit un mesaj pe Facebook: când în România centrele de transfuzii vor fi importante, dar angajaților, poate la următoarea calamitate majoră, să dea Dumnezeu să nu existe așa ceva. Să dea Dumnezeu să nu existe. Am avut, din nefericire, asemenea problemă când a fost cazul Colectiv, când pe această cale chiar vreau să mulțumesc foarte multor oameni care au venit și au donat sânge, pentru că, cum spuneam, noi depindem de transfuziile de sânge. Cei de la Institutul, de la Centrul București și din alte centre au fost super oameni, au putut să muncească într-un sistem în care este clar subfinanțat, unde resursa umană este puțină, neapreciată, unde nu știu cum au putut să facă față și ceea ce au făcut pentru mulți ani salvat viață. Domnule, puterea. Domnule Sepi, vă rog. Mă bucur că se deschide acest subiect, apropo și de resursa umană și de finanțarea acestor instituții până la urmă. Din păcate, și aici am ajuns la nivelul foarte de jos. Vă dau un singur exemplu. La un centru de transfuzii unde am avea un necesar undeva între 50 și 60 de persoane, se lucrează la acest moment între 15 și 17 angajați. Dar în orice politicienii, centru sau a zis domnul, direct vă dau alba, dar vi le pot da pe toate, în niciun fel de problemă. Apropo de ce spunea domnul Coșa, să nu politizăm, dar până la urmă tot în zona politică se duce discuția și vă dau un singur exemplu. Mi-am adus aminte cum anul trecut niște miniștri și parlamentari care erau într-o campanie electorală la acel moment au făcut o acțiune de donare de sânge și doar atunci au descoperit că avem peste 500 de posturi libere în sănătate și au stat și ei la coadă să vadă ce înseamnă când vin 5-6 oameni deodată și ai o singură asistentă medicală care trebuie să recolteze în condițiile în care totuși durează un anumit timp până se face această procedură. Deci, de asemenea, la salarizare, ca să vedeți cum funcționează lucrurile în România, în sănătate există două anexe. Nici nu știu cum să-l încadrez. Cel mai necinstit sau în zona cea mai ticăloasă, efectiv, este exact în acest sector, în care acum câțiva ani de zile, doar pentru șefii de centre, au fost trecuți pe anexa 1, iar toți cei care lucrează efectiv cu pacienții au rămas pe anexa 2. Haideți să explicăm ce înseamnă anexa 1, ce înseamnă anexa 2. Păi în loc să fie trecuți pe anexa 2, în care le-ar fi crescut veniturile, au rămas blocați la nivelul anului 2009 cu nivelul de salarizare. Deci am asistenți medicali care lucrează un pic mai mult, un nivel salarial de 1400 de lei, în condițiile în care, gândiți-vă, locuiește în București și vin 300-400 de oameni ca să doneze sânge. 1400 de lei pe lună. Da. Da, și care ar fi normalul acum? Pentru că dumneavoastră ați spus undeva la 2009. Păi, vi se pare normal ca să avem colegi care sunt țintuiți efectiv la nivelul anului 2009, noi fiind în 2016? Nu. Dar astea sunt decizii aberante pe care guvernanții de-a lungul timpului au luat. Repet, am 500 de posturi, nevoie de cel puțin la cotă de avare de minim 500 de posturi în acest domeniu. 98%, să spun, din corpul profesional
care lucrează în acest domeniu sunt plătiți la nivelul anului 2009 și cu spor și cu tot. Și acum mă refer doar la acest domeniu. O să vedeți când intrăm în amănunte apropo de protestele noastre și care sunt nemulțumirile, să vedeți apropo de spor că 99% din personalul din sănătate la acest moment este racordat cu sporurile la nivelul anului 2009 și 2010. Haideți să intrăm în amănunte, ca să dar nu așa am vrut să spun apropo de ce se întâmplă acum. Imediat, domnule Sepi, vă rog, domnule Grăsu. O simplă completare la a susține apropo de resursa umană ceea ce se întâmplă în centre. Vă dați seama, noi suntem un stat care avem nevoie de foarte mult sânge, din nefericire nivelul de donare e foarte mic. Avem caravane mobile luate pe fundații și pe ONG-uri și dacă o caravană mobilă pleacă din centru, centrul se va închide pentru că nu are personal să meargă și pe caravana mobilă să stea și în centru, ceea ce e un dezastru. Săptămâna trecută, colegii mei de la Uniunea Sindicală Sanitas București, cred că este a treia campanie făcută de colegii noștri la Burghele, la Spitalul Burghele, săptămâna trecută, parese, da? Au făcut a treia campanie, noi ca organizație sindicală, da. Care, haideți să fim cinstiți, nu ăsta e rolul nostru, dar văzând și având semnale de criza de sânge care există, noi ne-am mobilizat, repet, a treia oară consecutiv în maxim 6 luni, dacă nu mă știu că am mai fost o acțiune la Colțea, la Burghele și încă într-un loc. Și ba mai mult am făcut apel către ceilalți colegi din țară să solicite aceste caravane mobile, în așa fel încât colegii noștri să donăm sânge pentru pacienții români. Iar guvernanții, habar, dau din nume și le spun că ei ce măsuri să ia. Domnule Coșa. Ce să zic, sunt lucruri care le știm, altele pe care nu le știm, dar oricum toate sunt foarte rele. În fiecare zi aflăm lucruri foarte, foarte rele de la mass media, pentru că dacă mass media n-ar semnala, poate că nici nu s-ar întâmpla mare lucru. Corect. Acum, de la cei care sunt în domeniu și cunosc, aflăm lucruri care sunt de profunzimea acestei boli pe care sistemul sanitar o are. Însă, eu am o dilemă. Vedeți, din punct de vedere bugetar, Ministerul Sănătății are unul dintre cele mai mari bugete. Adică are o bugetare care, în comparație, păstrând numărul de locuitori și așa mai departe, are o bugetare care este la nivelul altor țări dezvoltate din România. Ce se întâmplă cu banii? Unde se duc? Pentru că nu există bani pentru nimic în România. În domeniul ăsta, bine, peste tot, dar în domeniul ăsta este complicat pentru că e în joc viața oamenilor. Vă mulțumesc că ați deschis acest subiect. Eu totdeauna, oriunde m-am dus la orice emisiune, am pus următoarea întrebare. Atunci când a fost implementat sistemul de asigurări sociale de sănătate în România, în 98, statul român a alocat în acel an 1,5 miliarde de euro. Reamintim, salarii, cele mai, al doilea după Bulgaria, al treilea, eram pe locul 3, îmi cer scuze, din coadă, după bulgari și albanezi, condiții foarte proaste, pacienții își aduceau aproape tot de acasă. Au trecut ani, la acest moment, domnule Coșa, din cifre oficiale, în sistemul de sănătate global, prin Casa Națională și prin Ministerul Sănătății, sunt 7 miliarde de euro. Apropo, când vorbea și de interese, 7 miliarde de euro totdeauna va fi un interes major asupra celor care vor să ajungă la acești bani. Avem ceva condiții mai bune în zona în care s-au făcut investiții în spitalele care au fost preluate de consilii județene, primării, municipii, orașe. Salariile aportate la puterea de cumpărare la anul 2016 sunt mai mici decât atunci și în continuare vă spun că sunt, să mergeți prin județe, am dat exemplu Alba, Munții Apuseni sau prin alte zone, în continuare pacienții își aduc de acasă mâncare, medicamente, feși, vine iarna, o să-și aducă încălzitoare, da? Pentru că nu au condiții. Și atunci să ies cu acea întrebare. Unde sunt banii sănătății? 7 miliarde de euro. 7 miliarde de euro. Și atenție, că vorbeam înainte de emisiune, suntem pe locul 2 ca alocare din PIB la nivelul Uniunii Europene. În schimb, la medicamente, suntem pe locul 2 de sus ca bani alocați pentru consumul de medicamente. Și eu vă duc acum, oriunde doriți dumneavoastră în țara asta, să vedeți cum se duc oamenii, sunt trimiși din spital să-și cumpere de peste drum medicamente sau materiale sanitare. Da, punem și noi întrebarea. Unde sunt banii? Iar noi când mergem să cerem lucruri de bun simț, de a ne rezolva problemele salariale pe care nu le-am creat noi, totdeauna să ridică din sensul, domnul Sepi, știți, nu avem bani. Bun, nu avem ce ați făcut? Că ați avut o întâlnire cu reprezentanți? Păi tot avem și avem foarte multe întâlniri. Sincer, nu înțeleg inflexibilitatea actualului guvern față de ceea ce noi am solicitat. Foarte scurt o să fac o trecere în revistă.
În acest an s-a pornit în luna ianuarie pe o idee ca în 2016, având un guvern tehnocrat, având deja un buget aprobat, să apară o ordonanță de guvern prin care să se rezolve inechitățile salariale apărute în sectorul bugetar ca urmare a faptului că neaplicarea corectă a legii 284, legea de salarizare unică, au creat foarte multe neajunsuri. În ce situație suntem acum? În octombrie 2016. Două ordonanțe date de acest guvern, ordonanța 20 și ordonanța 43, care creează mult mai multe alte inechități decât cele existente. Și vă dau exemple concrete. Capitolul 1 din ordonanța 20. Excluderea de la bun început a personalului tehnic administrativ în număr de aproximativ 23.000 de persoane, 1.800 de persoane, colegi de-ai noștri din Direcția de Sănătate Publică, funcționarii publici, și în jur de 1.300-1.500 de persoane angajați din creșe și grădinițe. Pe motiv că nu sunt necesari atât de mulți lăsați-mă să-mi duc ideea până la capăt, sau că nu sunt bani să fie plătiți? Explicații totdeauna se găsesc foarte simplu. Ba, familie ocupațională, ba, nu acum, ba, o să analizăm. Deci explicații găsim. Eu vă dau realități, ca să fiu foarte scurt și la obiect. Da? Bun. Doi. Diferențe enorme. Repet, principiul de bază acestei ordonații era de a aduce un echilibru. Ne-am trezit în situația următoare. Diferențe enorme, mergând până la 800 de lei, între colegi care au studii postliceale în raport cu studii superioare, în contextul în care au aceeași fișa postului și fac același tip de activitate. 3. Diferențe, mergând până la 1200 de lei, între spitalele neclinice în raport cu spitalele clinice. Ce doare și cel mai tare, și de-aia o las totdeauna la urmă pentru a transmite foarte clar nemulțumirea, cum spuneam și adineaori, tot ce înseamnă sporurile angajaților din sănătate și din asistență socială la acest moment, 2016, sunt raportate la salariul de referință din 2009. Dacă mai mi-arătați undeva o țară, că știți că înainte românul râdea de Congo, nici în Congo nu se întâmplă așa ceva, eu atunci... Bun, și mai care e soluția de ieșire din care acest impas? Pentru că avem și la penitenciare, ajungem, domnule Coșa, această problemă. Asta au reușit să facă prin aceste ordonanțe. Ordonanța 43, care ar fi trebuit să aducă corecții descoperite prin ordonanța 20. Îmi păstrează în continuare, cum spuneam, sporurile la nivelul 2009. Da? După care ni se spune că ei nu mai au drept să mai dea o altă ordonanță la ordonanță. Păi este vina noastră că mi-ați lăsat oamenii ăștia să nu beneficieze de absolut nimica? După care, normal, noi suntem o federație cu 110.000 de membri, avem niște responsabilități, avem niște constrângeri de legislație. Am mers pe o procedură corectă de a declanșa aceste proteste mergând până la greva generală. Gândiți-vă că trebuie să adunăm peste 50.000 de semnături. Și aici vreau să fac o precizare. Ieri am făcut evaluarea, că am avut greva de avertisment. Este pentru mine, după atâția ani de Sanitas, credeți că este șocant mobilizarea de care au dat dovadă cu 70.000 de 68.000 70.000. Și așteptam ca tot să vină în București? Nu, nu, vorbim de grevă, întreruperea activității. Bun. Bun, dar în București pe 31 când ați anunțat? Nu, greva se face la fiecare spital. Aici este o confuzie. Nu e vorba de pichetare, nu e vorba de marșul de greva în spital. Este greva efectiv, întreruperea asigurarea 3.000 tot ce trebuie. Bun. În schimb, ce am putut să facem noi în această perioadă, și am început și eu să primesc întrebări și am văzut că aveți și dumneavoastră, am făcut la acest moment? Văzând că efectiv acest guvern nu decide sub nicio formă, noi ne-am adresat Parlamentului și am în fața mea și... O puteți arăta la cameră. Să poate vedea, da? Marți a fost Comisia de Sănătate din cadrul Camerei Deputaților, care este forul decizional, și am primit, să spun așa, cu satisfacție, faptul că toate amendamentele Federației Sanitas s-au trecut. Adică, este camera decizională, okay. Imediat fac acum o precizare. Mai avem nevoie de avizele Comisiei de Muncă și Comisiei de Buget și chiar fac un apel la toți parlamentarii cu celeritate să dea aceste avize, pentru că se face doar dreptate. Nu este nimic a cerut măriri de salariu sau cum mai speculează unul. Se face dreptate pentru aceste categorii care efectiv au fost batjocorite, tocmai pentru ca săptămâna viitoare, în plenul Camerei Deputaților, aceste amendamente care aduc corecții la cele două ordonanțe să fie trecute. În cazul în care nu se rezolvă acest lucru, cu toată responsabilitatea o spun, atunci
ne vom îndrepta inclusiv împotriva parlamentarilor care au promis că vor rezolva acest lucru. Vă și care vor lăsa... Ce înseamnă? Vom picheta ministerele, vom face ceea ce ne permite legea. Dar o secundă, aceste amendamente, ca să fie foarte clar, introduce personalul TESA, funcționarii publici, ba mai mult la funcționarii publici li se asigură și un spor de 12,5% pentru că au constrângeri că nu pot desfășura alte tipuri de activități. Mi se introduc creșele, grădinițele, mi se introduc pe anexă inclusiv centrele de transfuzii de care vorbeam adineori, mi se reduc diferențele astea enorme, ca să nu înțeleagă colegii noștri, noi nu avem, știți, s-a creat o chestie de asta de zbină și condu, adică acum ce să facem, să luăm salariile mai mari, să le micim, cum au făcut alții din PIX? Nu, noi vrem doar să aducem un nivel cât de cât echilibrat între celelalte două categorii, post-liceale cu studii superioare, neclinicul cu clinicul și ca să închei pe subiectul ăsta, introducerea asistenței sociale au cele mai mici salarii împreună cu funcționarii din administrațiile publice locale, introducerea pe anexă la nivelul spitalelor neclinice, în așa, pentru că și acolo lucrează medici, asistenți medicali, economiști, toate categoriile care le găsim și în spital. Avem adică până la urmă dreptate pentru toată lumea. Bun, avem întrebări. Doamna Miara Zaharia vă întreabă, domnule Sepi, ce s-a rezolvat cu salarizarea personalului TESA? Bănuiesc că tocmai ați răspuns. Și, nu, dar să fiu și mai clar, anexa care a fost lucrată de specialiști Sanitas, din tot ce înseamnă resursele umane, care a fost transmis acum câteva luni către Federația Sanitas, am depus-o ca amendament și a trecut exact așa cum dumneavoastră ați solicitat. Domnul Nicolae din Ploiești merge pe aceeași idee la care cred că s-a răspuns. Lucrez în sistemul sanitar și observ că nu se țin deloc de cuvânt cu salariile de bază și sporurile. S-ar putea să avem aici... Da, începând cu data... Deci, amendamentul solicitat de noi spune foarte clar, prin excepție de la prevederi, da, sporurile și alte drepturi salariale specifice activități se vor calcula prin raportare la salariul de bază potrivit prezent, te legi de la momentul actual și nu din 2009. Și mai avem un mesaj de la doamna Georgeta din București. De ce nu se discută despre bolnavii cu hepatita cronică, virusul C, luat din spitale? Doamna Georgeta, numărul din regie este 0372 710 784. Noi nu știm de acest lucru. Îl vedem, o să-l aveți și l-aveți și pe ecran numărul de telefon. Sunați și vorbiți, pentru că vorbindu-se despre astfel de lucruri, ele nu numai că se vor face cunoscute, pentru că sunt cunoscute, dar sunt semnale de alarmă pe care trebuie să le ridicăm. Vă rog, domnule Gănescu. Da, aș putea să completez câteva date privitor de pacienții cu virus C, pacienți cu virus C printre care mă număr și eu, luat tot din sistem, pentru că, așa cum spuneam, noi cu talasemie majoră ne transfuzăm periodic. Eu am fost diagnosticat în 77, de atunci fac transfuzii de sânge, deci după 89 am venit cu pachetul la mine, la purtător. Și marea noastră speranță a fost ultimele tratamente inovative, de-aia mulți dintre noi am fost și am activat, am susținut ca și pacienții români alături de pacienții europeni să aibă acces la tratamentele inovative. Din nefericire am întâmpinat constrângerile financiare și așa cum se știe, pe anul în curs a fost un contract cost-volum desfășurat de Casa Națională de Sănătate pentru accesul pacienților la tratament inovativ. Din păcate, cu un număr limitat și cu criterii foarte ridicate, un număr doar de 5.000 de pacienți să aibă acces la acest tratament și cu grade de încadrare în acest tratament, mă rog, o ciroză ridicată, o grad de fibroză ridicată, ceea ce înseamnă că nu tratăm pacientul din momentul infecției cu virus, ceea ce ar duce ca speranța de viață și calitatea vieții să fie mai bună, îl tratăm în momentul în care este la un pas de deces și costurile și sunt mult mai ridicate. Domnule, sperăm că anul ăsta și promisiunea este ca acest contract să continue, să crească numărul de pacienți și să nu mai avem o limită doar 5.000. Am vrea ca toți pacienții infectați cu acest virus să poată beneficia de tratament. Și în același timp am spera ca nu numai cei care sunt în graduri ridicate de fibroză să intre în tratament și cei care au grad mai mic, eventual cei care s-au virusat, să poată să intre imediat pe tratament. Domnule Coșa, 20 de secunde până la finalul celei de-a doua. Nu, doar vreau să lansez o problemă care cred că putem discuta. Banii ăștia care sunt mulți, dar cu efecte mici, pentru că ei se duc pe undeva, ar trebui să fie legat și de situația pieței medicamentelor în România. O să discutăm despre acest lucru chiar în a treia parte a emisiunii. Doamnelor și domnilor, ne oprim acum pentru câteva minute de publicitate. Revenim în câteva minute
pentru cea de-a treia parte a emisiunii Miezul Problemei. Am revenit, doamnelor și domnilor, mai am câteva mesaje de citit. Ciobanu din Slatina. Sunt medic, am slujit 40 de ani. 270.000 de oameni au murit. 27.000 de oameni au murit putând fi salvați. Suntem țara cu cele mai multe nașteri premature și decese ale pruncilor din Uniunea Europeană. Nu doar banii sunt problema. Dar care, domnule Ciobanu? Scrieți-ne în continuare pe Miezul Problemei. George din Baia Mare. Am avut un bilet de trimitere pentru radiografie și am fost amânat. Dacă era plătit, nu știm cine, că nu specifică cine, dar sigur nu biletul de trimitere, eram examinat în acea zi. E discriminare. O fi. Nu spunem nu. Eu vreau să mă întorc la tratamentul acesta inovativ care vindecă hepatita C. Domnule Gănescu, spuneți-mi încă o dată. Deci, la noi în România, prevenția costă foarte mult, da? La noi în România, ideal ar fi ca să investim în sănătate, să nu o considerăm o cheltuială și să facem prevenție cât mai serios. Strict pe hepatita C. Strict pe hepatita C, din punctul meu de vedere, și cred că ar fi foarte benefic această gândire și pentru statul român. Orice pacient care dezvoltă un virus și care lași în timp netratat, automat va duce la un cost mult mai mare în viitor și acel pacient nu va fi o persoană utilă a societății, va fi un... Tratamentul ăsta de care vorbeam înainte de pauza publicitară este vindecător, da? Pentru cel care poartă acest virus. Corect. La ora actuală au apărut tratamente. Este pe un program care s-a terminat în acest an, tratament inovativ pentru hepatita C. Între timp au apărut multe alte medicamente, sunt pe piață. Important e ca noi românii, ca statul român, să finanțeze în așa fel încât orice pacient să aibă acces la aceste linii de tratament, la aceste medicamente inovative, pentru că se vor vindeca și atunci ei vor fi utili societății. Domnule Sepi. Din ceea ce mai mi-aduc eu aminte, era un proiect la care se lucra în cadrul Ministerului Sănătății și împreună cu cei de la Finanțe, în care peste 5.000 de pacienți ar fi avut dreptul la aceste tratamente, să spunem, inovative. 5.000 au fost într-un program până la asta. Cei doi miniștri au plecat și nu s-a mai întâmplat absolut nimic. Ca să lămurim puțin lucrurile, că poate lumea nu a înțeles. Hepatita C era practic de nevindecat. Și era un tratament cu interferon care era cu efecte foarte, foarte negative și cu rată de vindecare mică. E, a apărut acest medicament, nu știu cum se cheamă, un medicament creat în Statele Unite ale Americii, care miraculos are o cu totul altă concepție ca medicament, nu lucrează pe sistemul clasic, are altă gândire. E o chestie genială, care vindecă. Vindecă fără niciun fel de dubiu. E foarte scump tratamentul ăsta. Bun. Și guvernul României ar fi avut datoria ca să aloce banii pentru acest tratament. Pentru că noi în România avem un număr important, mi se pare că suntem pe locul 3 sau 4 în Europa ca număr de bolnavi de hepatita C, care este, și asta trebuie ca să o spunem încă o dată, vina sistemului medical românesc. Pentru că eu am lucrat la un program pe tema asta și am câteva amintiri acum câțiva ani. Deci bolnavii din România sunt îmbolnăviți în primul rând prin spitale, prin injecții, prin lipsa de igienă, hai să zicem, dar nu e mai mult decât atât, folosirea acelui așa de nu știu câte ori. A doua cauză este stomatologia, manicura și piercingul. Așa se cheamă, piercing, nu? Bun. Nu contează asta. Contează faptul că există acești bolnavi care nu sunt, așa cum crede lumea, bolnavi pentru că beau. În România zice, domnule, ăsta bea și de-aia are. Nu e adevărat, este un virus. Bun. Nu s-a reușit decât un număr de 5.000 de doze. Doza costă scump. Costa la apariție între 30 și 50 de mii de euro. Acum s-a ieftinit foarte mult, dar tot costă pentru scump. Un bolnav. Dar tot costă scump. Bun, ideea care este? Că statul român și la Ministerul de Finanțe, și spun direct, nu mă interesează situația în care se află acest domn, eu spun cum a gândit. Pe timpul ministeriatului domnului Darius Vâlcov, problema era rezolvată. Dânsul găsise soluția ca să cumpere
dozele pentru populația României. Deci s-a putut găsi soluția. Exact. Bănicioiu, domnul Bănicioiu a continuat această idee, dar la un moment dat ea s-a stopat. Nu știu din ce motive, bănuiesc că presiuni foarte mari, pentru că piața asta medicamentelor e o piață de junglă. S-a stopat și acum, cum spunea domnul Donescu foarte bine, programul s-a încheiat. Programul s-a încheiat pentru că a fost pe un an, e un contract cost-volum. Programul se va relua, pentru că astea sunt discuțiile la ora actuală, să se reia pentru anul 2017. Speranța mea și ceea ce vreau să spun este că în acest program să aibă acces absolut toți pacienții. Vorbați de un număr de pacienți în România, eu vă spun că nu există un număr fix pentru că nu avem registrele pacienților. Așa e, da. Și atunci da. Nu știm cât ar trebui să alocăm. De cancer, nici de hepatită exact. C, nici exact. E o mare problemă. În România. Exact. Și atunci nu știm cât ar trebui să alocăm, probabil ăsta e un risc al autorităților. Și la acest moment se lucrează ca să se continue programul în 2017? Speranța asta e și eu vreau să cred. Eu informații nu am că s-ar lucra, dar e o speranță. Dar important e că dacă se lucrează sau nu, important să intrăm. Plus că pe partea cealaltă știți nu știm bine că este o vorbă în sistem mai bine previs decât să tratezi. De dar ce? Costă mai mult. Dar noi, păi normal, dar noi observăm cum spunea tot domnul Coșa, spunea la un moment dat, boli de care noi cumva le bifasem că nu o să mai fie în România, apar ca ciupercile peste ploaie, pentru că suntem de multe ori și inconștienți sau sunt unii interesați să apară din nou, în așa fel încât costurile să fie foarte mari. De asta poate nu întâmplător avem asemenea cifre aruncate în piața la tot ce înseamnă tratamentele din România. Nu observați că medicamentul tinde să devină în România un bun de consum curent? Păi, adică nu, producători, este, nu producătorii de medicamente fac o presiune enormă. Uitați-vă la publicitate. Ești fericit dacă iei medicamente. Ești fericit dacă intri într-o farmacie, te faci om bun, din om rău. Deci există această tendință de a mări consumul, pentru că România e o piață care consumă medicamente și care oferă, și acum o spun direct, niște avantaje materiale extraordinare, nu neapărat sau nu în primul rând producătorului, ci intermediarului. Domnul Coș, am lucrat într-o sală de operație. Intra copilul sau adultul, operai un apendic, da, îi dădeai o zi tratament înainte, îi scoteai ce avea pe acolo, îi puneai un tub de dren care costa 15 bani, îl închideai, îl dădeai o zi de medicament. Acum îl băgăm în schemă 7 zile pe antibiotici, după aceea ne trezim cu alte complicații. Despre ce tot discutăm? Astea sunt interesele financiare. Păi vă spun, astea sunt interesele financiare în continuare, ca românul efectiv să fie jefuit și să și bage bolnav. Foarte mulți bani. Și bolnav. Și bolnav. Exact cum se spunea. Dacă te duci și explici că aspirina aia pe care toată lumea știa că e bună, aici e vina și pacientului român și a românului în general, pentru că se lasă manipulat, da? Nu, domnule, eu vreau să cumpăr că mi-a spus mie nu știu cine că ăla are niște efecte de sugare. Și de fapt este aceea soluție, aceeași compoziție. Nu vă dau dreptate. Deci eu m-am dus la farmacie, serios. Eu m-am dus la farmacie și am cerut farmacistei vitamina C. Da, și s-au făcut vreo două, trei recomandări, nu? Mi-a venit cu vitamina C, ba din Austria, ba cu căpșuni, ba cu... Și zic, doamnă, da... Vitamina aia ce românească, aia ieftină, există? Da, o avem și pe aia. Și de ce nu o promovați și pe aia? Doamna Elena, nu vă supărați. Am distrus tot ce a însemnat producția de medicamente în România, mai Gâfe, Iașu, Timișoara, pe la Cluj, acum niște investitori, am înțeles asta. Apropo, mai vorbește cineva de Institutul Cantacuzino care a făcut pe Butuci? O să vorbim noi. Am stat în ploaie cu colegii aia, s-au dat speranțe de toți guvernanții care s-au prindat. Să mai întâmplă ceva acolo? O să vorbim noi, apropo de vaccinare obligatorie. Apropo, spuneați că se îmbolnăvesc, mai vorbește cineva de celebrul scandal Exifarma? Mai vorbește lumea despre lucruri de genul ăsta sau tot inventăm tot felul de alte lucruri în așa fel încât românii să fie ocupați? Despre asta e vorba. Cu mulți ani în urmă, sunt spitale care sunt spitale construite noi, să spunem, în anii 70 și avem mari probleme și sunt spitale în continuare conduse de oameni care chiar pun suflet din anii 60 în care nu avem același tip de probleme. Pentru că cineva are interes să tot consumăm bani, medicamente, materiale și multe, multe alte lucruri. Intră cineva în contractele de achiziții? Mai auziți? Acum câteva luni de zile intrase Curtea de Conturi numai în spital din București. Erau sumele mai mult decât era aplicarea la 25% pentru tot personalul din sănătate. Să fură, doamna Elena. Peste tot să fură sănătate cu bună știință. Și toată lumea închide ochii. Cu 50 sau 60 de ani în urmă, România a fost singura țară din blocul că la comunist, cum se chema, după URSS, care avea o fabrică de antibiotice. Corect. Exportam în toate țările celelalte, în Polonia, în Cehia, în Ungaria. Am fost primii care am făcut. Era o industrie de... Unde e industria asta acum? Pe Butuci. N-ați atins problema aparaturii. Vreau să aduc și aparatura medicală, da? Același aparat în România, mintă cu 5 milioane de euro,
În Germania, unde e producătorul, e 1,5 milioane de euro. Asta, hai să spunem că aș înțelege-o. Dar cum e posibil ca spitalul respectiv să comande acel aparat, neavând spațiu unde să îl... Și personal care să-l... Da? Să spună și mie, să-mi răspundă. Și după care dumneavoastră presa a venit și arătați din când în când sau când... Când se dorește, da? Așa, și mi-a arătat după pinhole. Haideți că știți, în general. Sunt acele campanii odată la nu știu cât timp comandate când dintr-o dată toată lumea își aduce aminte că în spitalul nu știu care există un aparat care stă și zace prin subsolele. Vă pot arăta campaniile că ele deja sunt așa cumva ciclice. Da? Ele există în continuare, să fac contracte în continuare, să fac contracte de mentenanță pe aparatura adusă astăzi în spital nou-nouță și mâine vine și îmi face mentenanță ca și când ar fi când, în contextul veniți, care în contract rog, să spune... cu documente păi, da, ca noi... să putem vorbi... Domnule, eu mă spun lucrurile astea, știți de ce? Pentru că vreau economii, vreau economii... Eu mă ocup de sindicate și mă interesează să cresc veniturile la oameni. Dar nu ca să vă răspund și de ce ating din când în când lucrurile astea. Pentru că dacă cei care ar trebui să controleze lucrurile astea și-ar face treaba, s-ar produce economii și atunci aș putea să salvăm, inclusiv prin finanțe, mai mulți pacienți, noi să ne apucăm să facem treaba, să avem tot ce ne trebuie și să fim respectați prin nivelul salarial. Avem două dar mesaje. Dar când sunt atâtea scurgeri de bani, cum o să mai poți crea ceva? Mai... Apropo, scuzați-mă, știți care este deficitul de personal în sănătate la acest moment? Nu. 42.000 de persoane. Știți cât este deficitul în asistență socială? 15.000 de persoane. Știți cât medici mi-au plecat din spitale din România publice? 14.000 în 6 ani de zile. Știți câți asistenți? Nu, eu nu-i mulțumesc, eu dau niște realități. Știți câți asistenți medicali mi-au plecat din țară în ultimii 7 ani? 28.000 de asistenți medicali. Știți că avem economiști cu 14 milioane, apropo de TESA, cu 14 milioane 800 lunar venit și gestionează buget de 140 de miliarde de lei pe lună? Știți cum să fac achizițiile în spitale din România? Nu, spuneți știți cum să pun directorii? Cum se fac? Cum se fac? Directorii am înțeles. Să pe verifice, cale politică. Să verifice ce îndreptățiți. Păi, nu, știți, că, știți că anul trecut, când eram în negocieri pentru 25% mărirea de salariu pentru tot personalul, am fost singurul prost care am intervenit și am susținut cardul de sănătate? Știți cât am fost eu de terferit în ultimul an jumate? Da, eu am susținut introducerea și implementarea. Nu suntem noi responsabili că cineva a conceput un sistem în care când trebuie pică cardul. Ca să nu mai vedem cum se gestionează banii. Da, este o mafie în sănătate. Da, industria armamentului și americanului sunt cele mai puternice din lume. Dar poate să va începe odată pentru doamna să se mai facă și curat. Probabil. Nu mai putem lăsa 2-3 oameni, din cauza la 2-3 oameni, să plătim cu toți. Se pare că sunt mai mulți. Este o concluzie 2-3. Foarte rea. Industriile astea puternice au nevoie de piață. Piața armamentelor e războiul, piața medicamentelor sunt bolile. Păi da. Așa că e un cerc vicios. Vedeți? Asta trebuie rupt. Din care intenționat nu ieșim. Pentru că e bine să fim bolnavi ca să cumpărăm medicamente. Există o complicitate a cuiva. Altfel bun. Nu. Există o complicitate. Dănuța din Deva. Lucrez în sistemul de sănătate. Nu ni se acordă concediile. De 3 ani nu știu ce este ăla concediu. Dumnezeule, dacă lucrați și în sistemul de sănătate... Da. Trebuie să fiți odihnit acolo, doar așa. Asta știți că am zone. Mai am un am mesaj, domnule Sepi, o clipă. Bună ziua, sunt asistentă medicală la unitatea de transfuzii a SCJ Mureș și nu beneficiez de sporul de 50% cu toate demersurile făcute. Precizez că la alte unități din țară se acordă, mulțumesc. Da. Bun, vă rog. Vă spun la amândouă. Unu, păi tocmai vă spuneam de deficitul de personal și vă dau un exemplu mai clar. Am spital de cu specific de neuropsiatrie. Da? Bolnav grei acolo și am pe tură o asistentă, un infirmier și dacă am noroc, un brancardier la 80 de pacienți cu afecțiuni psihice pe 2 nivele de spital. Cum să facă femeia față acolo? Pot să vă dau eu un exemplu? Da? Ne aducem aminte de sistem. Maternitatea dacă, de la... Dacă medicul de la Culcea, și cine a plătit? Dacă medicul de la Culcea pleacă în concediu, să închide secția. Să închide secția, da, bravo. Corect. Uite, Tulcea nu putem să acoperim cu medici acolo, nu dar mai vrea cazul. Da? Aminte de cazul asistentei care a intrat pentru moartea acelor copii, a intrat în mușcărie asistenta. Da. Pentru că era una. Da, da, dar vorbi și de electricianul care a făcut 16 memorii să spună că prizele sunt proaste și că nu duc la capacitate. Și ăla face pușcărie și la care a aprobat nu. Domnule da? Coșa. Iar la ce a spus colega, da, pentru că sporurile are dreptate, pentru că sporurile sunt de atâția ani de zile blocate și cum i-au prins în 2009, așa au rămas oamenii aia. Dar ei acum trăiesc în 2016. Ok.
Ați vorbit, domnule Coșa, de existența unei industrii farmaceutice în România pe timpul lui Ceaușescu, care... Nu pe timpul lui Ceaușescu, în trecut. În trecut. Pentru că nu numai Ceaușescu a contribuit. Eu am citit ieri un sondaj făcut de niște analiști din state, care, și am să vă dau doar titlul, România a pierdut în ultimii 25 de ani mai mult decât în timpul celor două războaie mondiale. Care este prejudiciul? Vi-l spun imediat. 1600 de miliarde de dolari. Eu cred că puteți să mai dublați. Da. 1600 de miliarde de dolari în 26 de ani. În condițiile în care, la ora actuală, în România, nu avem spitale. Avem spitale, dar sunt vai steaua lor. La asta mă refer, nu avem spitale, da? Avem deficit foarte mare de personal. Da? Nu avem educație sănătoasă. Vedem ce se întâmplă cu tot ce se întâmplă în educație. În sistemul penitenciar, toată lumea se vaită de el, plătim amenzi din cauza CEDO, din cauza, mă rog, oamenii își fac datoria, da? De ne ustură buzunarele. Evaziune fiscală în băutură, țigări. Cât cuprinde? Așa? Cât cuprinde? Cât? Îmi aduc aminte de Radu Vasile, Dumnezeu să-l odihnească, care naivitatea lui spune la un moment dat că în România nu se mai poate fura nimic. Vă aduceți aminte, da? De celebra afirmație. Dom'le, vorbim de 1600 de miliarde de dolari în ultimii 26 de ani. Păi i-am pierdut pe ce? Că am fost incompetenți, că nu ne-am iubit țara, că interesul a mers, partinic, a mers dincolo de binele țării, care sunt noțiuni care s-au demitizat. Știți, e foarte simplu ca să spui... 2 minute și jumătate mai avem. Da, e foarte simplu ca să spui din incompetență. Și eu zic că din incompetență multe lucruri s-au făcut. Că ne trezim cu miniștri care habar n-au despre ce e vorba, care vorbesc despre frigidere pline cu mâncare, când lumea nu poate să cumpere o pâine în România. Dar există și o complicitate, și lucrul ăsta spun direct și precis. Există o complicitate a unor oameni, a unor grupuri, care au transferat din România spre alte țări, nu în interesul lor, în primul rând, ci a altor grupuri de forță, multe și multe valori ale României. Domnul Radu Vasile, ca și domnul Ciumara, că amândoi au avut aceeași părere, au spus că nu se mai poate fura nimic din România. Nu. Se poate fura dintr-o țară în permanență, pentru că țara aia este vie, are ce să furi din ea. Problema este dacă există sau va exista în România voința ca să oprească pe cei care vor să ne fure. Ori asta ce înseamnă? Înseamnă o nouă concepție de guvernare. O guvernare care vine și ne propune că trebuie să vină mai aeroportul Otopeni, Băneasa, Portul Constanța, hidroelectrica, toate astea, pentru ce să le vindem? De ce să le vindem? O guvernare care vine și ne spune că nu are bani pentru mărirea salariilor și a pensiilor în momentul în care nu are capacitatea ca să acumuleze bani la buget. Toate lucrurile astea arată că există o combinație foarte strânsă între un interes foarte puternic de a săcătui această țară și o rezolvare a acestui interes prin incompetență și lipsă de patriotism. Patriotism e un cuvânt care nu se mai folosește astăzi. Dacă suntem europeni, nu mai suntem români. Nu e adevărat. Francezii rămân francezi, nemții rămân nemți, italienii rămân italieni, ungurii rămân unguri, deși sunt membri ai Uniunii Europene. Deci această problemă a sănătății și a medicamentelor face parte dintr-un ansamblu foarte, foarte mare de problematica României de azi, care este la o răscruce. Ori se schimbă ceva, ori... 20 de secunde, domnule Gănescu, vă rog. Aș vrea să comentez doar că este o problemă a sănătății și a medicamentelor, dar în același timp trebuie să vedem medicamentele nu ca cartofi, varză sau alte produse, este un produs prioritar, sunt salvatoare de vieți și trebuie să găsim o soluție ca ele să fie accesibile pentru pacientul român, iar sănătatea, readuc în aminte, din punctul nostru de vedere, este o cheltuială și o investiție. 20 de secunde. Din păcate, România în ultimii 26 de ani au fost condusă de oameni care nu și-au iubit țara, ca să nu-i fac trădători. Și completez informația dumneavoastră, în România peste 1000 de fabrici care în 89 aveau peste 1000 de angajați, nu mai există nici măcar
să mai vezi o cărămidă. Bun, eu aș vrea, mai am timp, un minut? Deloc. Doamnelor și domnilor, aș fi vrut să vă mai dau citire unor salarii fabuloase, iar noi ne uităm aici că România nu mai are bani. Sunt Elena Oprea, ne revedem mâine cu un subiect la fel de interesant. Guvernul Cioroș s-a hotărât să scrie pe hârtie cum poate fi eradicată sărăcia. Dumnezeule! Elena Oprea sunt, vă doresc o seară bună, ne auzim mâine la 13 la Național FM, ne vedem mâine la ora 17:15, urmăriți acum știrile Național TV.